Doamne ajută tuturor! Bună reîntâlnire pe o temă care promite să fie foarte interesantă. Nu știu dacă toată lumea a ajuns de la servici acasă, eu cel puțin am ajuns. Am avut două tipuri de servici astăzi și programul de acolo s-a terminat și am zis că prindem un pic de timp și pentru întâlnirea noastră. Tema întâlnirii noastre este persoana, așa în sens larg, însă aș zice că sunt două aspecte fundamentale în relație cu persoana. Doamne ajută, Părinte Dimitrie. Întâi de toate, uimirea în fața existenței persoanei, personale, și deopotrivă taina care învăluie, aș spune, din interior spre exterior, prezența personală în lume. Nu e o temă pe care aș putea să o tratez căutând manuale și scrieri deja prefabricate. Ceea ce propun în seara asta este pur și simplu să îngăduiți, să suportați, dacă pot să spun așa, câteva gânduri personale, pentru că nu pot să tratez tema persoanei împrumutând impersonal de la alții, ci undeva e o investire proprie în simțirea, în cugetarea, în trăirea acestei dimensiuni și aș vrea să vă împărtășesc din lucrurile care mă preocupă și pe mine. Sigur că dacă vreți însă să căutați scrieri teologice ale oamenilor care au scris despre persoană, ne putem inspira din nou din Callisto Sfer, în volumul acesta în franceză pe care vi l-am mai prezentat, Împărăția Lăuntrică, găsiți un alt capitol, Le Mystère de la Personne, deci taina persoanei. Și sigur că o să ne uităm un pic și la el, sau mai mult, poate. Mai e un alt volum despre care vă spuneam și am început să-i citesc introducerea. Din inima munților către inima tinerilor, toate aceste tabere organizate de Mănăstirea Oașa, unde, sigur, volumul acesta cred că recapitulează un fel de chintesență a ceea ce s-a întâmplat acolo și descoper cu uimire și cu mare bucurie o problematizare. Cum pun problema acești monahi în întâlnirea cu tinerii care, uitați, îi vizitează în inima munților sau în creierii munților și ei câștigă inima tinerilor, pentru că tinerii aceștia se regăsesc în această lucrare a monahilor, adică merg cu sutele, deci s-a creat un fel de autostradă cu mai multe benzi către această mănăstire, odihnindu-i pe tineri. Și sunt de un realism și de un pragmatism acești părinți care pe mine mă bucură foarte mult și nu fac decât să-l descoper și să câștig și o experiență sau înțelegere la rândul meu. Deci revenind acum spre persoană, dacă cineva va arda extemporal, să spunem așa, deși nu există noțiunea la Facultatea de Teologie, scrieți câteva rânduri despre persoană, există niște lucruri fundamentale care nu pot fi evitate. Adică imediat ce vorbești de persoană, te gândești la geneză, la acel cuvânt că au făcut pe om după chipul și asemănarea noastră, asemănarea lui Dumnezeu. Vedeți că acolo Dumnezeu când lucrează, lucrează manifestându-și pluralul acesta de treime de persoane. Deși este pregnantă, dacă pot să spun așa, întâi de toate, ideea unicității lui Dumnezeu. Dar, iată, în chip tainic deopotrivă pentru noi, textul reușește să aibă această fidelitate să vorbească cumva de Dumnezeu cel unul la plural, pot să spun, chipul și asemănarea lui Dumnezeu care se descoperă sigur apoi a fi treime de persoane. E, punându-ne problema facerii, în clipa când vorbim de chip și asemănare, sigur, dacă ne uităm la părinții capadoceni, de unde a plecat toată această exegeză, toată această interpretare, poate și mai veche decât ei, dar ei au reliefat-o, poate cel mai bine, că chipul privește această compatibilitate, această taină cum să spun eu, a prezenței, a structurării omului întru Dumnezeu, astfel încât are capacitatea să relaționeze cu Dumnezeu, da? Acest chip privește în special natura umană, deci orice exemplar uman are acest chip manifest în el, iar asemănare, tâlcuiesc părinții capadoceni, este ceea ce câștigă omul prin faptul că cu voința lui liberă spune: Da, Doamne, vreau să te urmez.
Și, practic, sfințirea omului este angajarea pe drumul asemănării cu Dumnezeu. Adică, cu cât te asemeni mai tare cu Dumnezeu, cu atât ești mai tare angajat în făptuirea sfințeniei în tine. Deci, sfinți egal asemănătorii lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu este doar omenesc, pentru că imaginați că prin niciun efort uman, omul nu poate să ajungă să guste și să trăiască și să exprime proprietății dumnezești în el. Undeva trebuie să aibă o limpezime privind țelul vieții lui și Arhimandritul Sofronie Zaharov spune că din cauza asta e foarte important să fixezi cumva reperul. Adică e ca o stea polară care te călăuzește toată viața. Trebuie să știi cine e Dumnezeul tău. Pentru că dacă duci un drum oarecare al vieții, în sensul că suporți viața, și viața se duce de la naștere până la moarte, dar tu nu ai un țel, nu știi încotro se îndreaptă viața ta, desigur că nu este suficient, pentru că una e să parcurgi un drum oarecare, geografic vorbind, și alta e să ai o țintă a drumului tău, să știi că până la capăt tu trebuie să ajungi în locul respectiv. Adică tu depui toate eforturile ca să-ți împlinești acest obiectiv, să ajungi acolo unde este ținta vieții tale. Deci una este o viață neîngrijită, care e trăită pur și simplu, și te ia râu și te poartă pe valurile vieții, te duce unde se poate și asta este. Și alta este să te ții de o țintă și să încerci ca la capătul vieții să fii cât mai aproape de țintă sau chiar să o fii atins. Asta este viața creștină. Asta e marea diferență, dacă vreți, între creștin sau între un om care asumă religios lucrurile, dar întâi de toate noi vorbim din barca noastră de creștini, ortodoxi, bineînțeles. Deci asta e marea diferență între a fi creștin și a fi cineva care se raportează oare cum vrea el, așa, la viață. Pentru că tot fiorul acesta al existenței transcendentului se manifestă în viața noastră prin faptul că vrem să devenim și că vrem să ne împărtășim din cel care constituie esențialul, până la urmă, pentru viața noastră, sursa vieții noastre. Nu ne ajunge doar impulsul inițial al animării, dacă pot să spun, noastre, al trupului nostru și așa mai departe, pentru că știm că există o bogăție de viață infinit mai mare, care zace, dacă pot să spun, latent în noi, care se cere mișcată, care se cere expusă, lămurită, lucrată, pusă în valoare. Și aceasta este, cumva, în alte cuvinte, am putea să spunem, taina persoanei. Adică noi trebuie să ne descoperim în adâncul nostru. E, lucrurile acestea, sigur, cărțile le spun într-un anumit fel sau altul. Întâlnirea cu părinții duhovnicești, iar sunt atâtea căi în a ne spune că omul care suntem fiecare dintre noi, nu suntem doar o realitate plană, dacă pot să spun, ci suntem precum fântânile alea de câmpie în care vezi un capac așa la suprafață și o mică ridicătură și zici asta e o fântână și când dai capacul la o parte, vezi că este un adânc acolo. Și spuneam și altă dată, pentru că îmi place foarte mult imaginea aceasta, vechii fântânari spuneau că dacă știi să te uiți chiar și în timpul zilei la o astfel de fântână, descoperi în ea, în adâncul ei, reflectarea stelelor. Cu alte cuvinte, cerul se reflectă în adâncul acesta pe care îl odihnești tu, ca persoană umană. Deci și la noi, practic, este la fel ca la o fântână din aceasta, în sensul că dacă știi să privești în tine, vei vedea reflectarea cerului în propria ta ființă. Din cauza aceasta, suntem adânci. Adică adâncul nostru nu privește doar o alcătuire, să spunem, naturală, firească. Adâncul nostru este și pentru faptul că, fiind chip al lui Dumnezeu, suntem structurați în noi cu posibilitatea unei abordări și unei aprofundări, dacă pot să spun, infinite a propriei persoane, de către alții în noi, dar și noi avem această posibilitate de a experimenta pe ceilalți, aș spune, plonjând infinit în ei. Și în infinitul nostru personal stă Dumnezeu cel infinit, pe care noi îl primim sigur la botez, dar pentru care suntem construiți să-l putem odihni în noi încă de la facerea noastră. Deci, iată câteva, nu suntem ceruri, Loredana, în sensul că noi suntem distinți de Dumnezeu, dar suntem compatibili cu cerul care se reflectă în noi, pentru că avem o structură care să ne permită să fim în relație cu Dumnezeu.
Imediat revin, că aici este un antivirus care își dorește foarte mult să... Am început să mă obișnuiesc. Știți cum îi dau drumul la ceva? Cum mai vor și altele să intervină. Așa. Deci când vorbim de persoană, dacă ne uităm la acest cuvânt biblic, trebuie să conștientizăm faptul că nu ne putem permite să ducem o viață. Sarkozy ar fi fost foarte ușor de citat aici. El a spus, apropo de imigrația în Franța, că nous voulons une immigration choisie, pas subie. Adică, cu alte cuvinte, să alegem noi imigrația, nu să o suportăm. Adică, așa cum vine ea, oricum ar fi. Eu cred că cuvântul ăsta poate fi importat și în ceea ce privește viața noastră. Adică, viața noastră trebuie să fie așa, un vie choisie, pas subie. Da? Deci, căutarea noastră este să înțelegem resorturile adânci ale viețuirii noastre, ce avem de făcut în această viață și să ne trăim viața ca atare, mergând spre împliniri. Și sigur, lucrul acesta se poate întâmpla pentru că unii vor să o facă sau nu, pentru că pur și simplu sunt și din cei care se dezinteresează sau consideră că e prea greu să asumi în direcția asta sau poate nu sunt atât de sigure elementele astea spirituale duhovnicești pentru ei ca să merită să investească în ceva, cum să dai vrabia din mână pe cioara de pe gard, cam așa, adică cum să vorbești de împărăția celor când ai niște lucruri atât de concrete aici, care îți vin și îți bat la ușă și te bombardează și sunt interesante și te pasionează și așa mai departe, cum să te investești neapărat în ceva care, dacă nu cumva, este doar un fel de subiect așa foarte elevat al unor oameni care discută, filozofează adânc și așa mai departe, dar noi suntem foarte concreți și trăim viața de aici. Ei, surpriza emisiunii este că, dincolo de cum văd acești oameni realitatea, Dumnezeu venit în lume, deci asta este primul semnal de alarmă că Hristos este foarte real. Este Dumnezeu adus în proximitatea noastră, astfel încât ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce mâinile noastre au pipăit, ceea ce urechile noastre au auzit, aceasta vă vestim, spun apostolii. Da? Deci este o miză a întâlnirii concrete, aproape trupește, dacă pot să spun, cu cel care s-a întrupat, pentru că doar în felul acesta putem să căpătăm viață. E, lucrurile acestea se descoperă prin viața bisericii. Vedeți, Sfântul Apostol Toma, de exemplu, spune: dacă nu ating, nu cred. Suntem mulți dintre noi care tot dacă nu atingem, nu credem. Dar nici măcar venind căutându-L pe Mântuitorul, adică mergând așa prin viață și prin societate și așa mai departe, ne spunem cumva că realitățile acestea nu sunt atât de importante pentru noi, dar dacă totuși le-am atinge, poate că am crede. Da? Însă vă amintiți acolo cu bogatul acela nemilostiv față de Lazar, că îi spune Mântuitorului, trimite pe cineva să le spună. Și spune, păi dacă nu au crezut în profeție și așa mai departe, nu o să creadă nici dacă văd un mort înviat la viață. Da? Deci realitățile acestea duhovnicești nu sunt, cum spunea cineva, un papagal mare roșu care ne-ar forța simțurile, ne-ar violenta întrucâtva simțirea și ne-ar obliga să credem. De aia toată apologetica aceasta dezvoltată pe linie apuseană, prin scolastică, în sensul că să ai demonstrații despre existența lui Dumnezeu, nu ține. Pentru că nu poți să-L demonstrezi pe Dumnezeu, nu poți demonstra necreatul, pur și simplu folosind numai elementele create. Și Dumnezeu nici nu a îngăduit să ai siguranțele astea, între ghilimele, matematice, carteziene, în orice caz, astfel încât să fii cumva în chip necesar convins de prezența lui, pentru că aș putea spune că unde este necesitate, nu-i nici virtute, nici păcat, după Sfântul Ioan Damaschin. Adică, cumva, dacă era forțarea conștiinței noastre să îl vedem pe Dumnezeu, nu mai era asumarea liberă. Radu. Sigur, lucrurile astea sunt valabile, dar hai să le trăim. Adică hai să vedem cât din toate cuvintele pe care le-ai pus tu în aceste propoziții sunt trecute prin simțirea proprie. Chemarea la Dumnezeu sortită de la naștere, întreabă Mihaela. Păi destinul omului este sfințenia. Nu există om născut în existența aceasta care să nu fie chemat la mântuire de Dumnezeu. Nu vin rebuturi în această viață, nu vin eșecuri umane. Deci orice om care vine în această viață, deci chiar criminalul cel mai mare care s-a arătat a fi criminal și așa mai departe, este chemat de la început spre calea sfințeniei.
Până nu avem certitudinea cunoașterea directă, tot o să mai bolim de necredință. Loredana, Sfântul Apostol Pavel spune că aici vedem că condiția acestei lumi e că vedem ca prin ghicitură. Da? Adică întrevedem, dacă pot să spun, fără să avem siguranța aceasta vederii nemijlocite. 2. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea cu Dumnezeu. Deci până nu avem curăția lăuntrică a propriei vederi, vederea de copil, dar nu copil de imaturitate, ci copil de curăție lăuntrică, că vedeți copilul ce frumos îi abordează pe adulți sau pe ceilalți copii. Deși, sigur, găsim răutăți și în copiii noștri, dar cumva există o disponibilitate spre bun, spre cuminte, spre asumare încrezătoare, fără critica aceasta pas cu pas pe care noi o moștenim de la neputințele care sunt în această lume. Deci, aș spune că bolim de necredință pentru că nu avem încredințarea fiecare dintre noi prin curăția inimii că suntem întru Dumnezeu. Ați văzut în Vechiul Testament când i se spunea lui Iov și Iov spunea, bine, dar îl simt în nări, îl simt, sunt în Dumnezeu. Și îi spuneam, n-ai cum, că tu ești, ca și cum ai spune, ești un rătăcit, tu nu înțelegi, tu pur și simplu nu abordezi cum trebuie, nu vezi cum ești pedepsit și uite ce faci și așa mai departe. Și îl spunea, îl simt pe Dumnezeu, sunt în Dumnezeu. Vom veni și vom locui în ei. Da? Deci asta este modul în care Dumnezeu vrea relație cu oamenii. Deci, vederea asta lui Dumnezeu, însă nu vă imaginați neapărat că e vederea așa fizică. Pentru că, de exemplu, pe muntele Tabor, deși oamenii aceia își exercitau vederea fizică, vederea slavei lui Dumnezeu nu s-a petrecut cu ochii fizici. Da? Adică nu ochii fizici au purtat principiul prin care s-a contemplat slava lui Dumnezeu acolo. Aici este miza. Cum să fim în această lume, astfel încât să ne împărtășim din realitatea aceasta, fără să ne încurce propria noastră proastă gestiune în privința resurselor pe care le-a dat Dumnezeu noi. Și aici este chipul personal. În ce măsură asumăm persoana care suntem, în aceeași măsură reușim să fim în relație cu Dumnezeu. Deci prima idee pe care v-am spus era chip și asemănare. Cer iertare, n-am făcut nicio paranteză până acum, dacă e cineva drăguț să distribuie și pe grupul nostru dedicat, îl rog să o facă. Și doi, să distribuiți, nu, la mine nu mai mi-apare aici, cel puțin pe browserul acesta, dacă sunt distribuiri, însă vă rog să o faceți. Sigur, cei care considerați de cuvință și care nu ați făcut-o încă, poate că alții au făcut-o. Părinte Sfântul Apostol Pavel a fost până la al treilea cer. Ce înseamnă? Că a intrat în realitatea lui Dumnezeu, că i s-a descoperit inimii lui ceva din taina lumii nevăzute, pe care noi sigur nu putem adică nu putem să caracterizăm această simțire a lui, această pătrundere a lui în taina aceasta a lumii nevăzute. De ce? Pentru că spune că a auzit cuvinte pe care nu sau adică la care urechea și inima omului nu se pot ridica. Adică, cu alte cuvinte, realitatea noastră este foarte limitată și a exprima experiența respectivă nu încape în cuvintele cel puțin limitate ale experienței de zi cu zi, de cotidiene, dacă pot să spun. Deci Sfântul Apostol Pavel își dă seama de radicala distinție, până la urmă, între ceea ce este copleșitor în relația cu Dumnezeu, în această simțire duhovnicească, și ceea ce întâmpina în fiecare zi, în clipa când trebuia să explice oamenilor, să-și descrie experiențele, să-și comunice oamenii unii altora experiențele. Revenind acum, al doilea cuvânt care trebuie spus despre persoană este că persoana nu este individ. Adică individul corespunde unor criterii statistice. De exemplu, aveți o trupă de oi, de exemplu, da? Trupă. Zic și eu de la francez trupeau, știți? O turmă de oi. Oile care se numără, atâtea sunt albe, atâtea sunt negre, atâtea sunt bălțate sau cum or fi, atâtea sunt înainte să le viziteze lupul, atâtea sunt după ce le-a vizitat lupul și așa mai departe. În orice caz, toată cuantificarea aceasta a oilor prin număr, dacă pot să spun, corespunde criteriilor statistice. Noi, oamenii, de exemplu, corespundem unor criterii statistice deopotrivă. De exemplu, când se face un recensământ, noi suntem indivizi.
Parohia unde slujesc este Sfânta Parascheva, Sfânta Genoveva, adică la Saint-Sulpice, da? Biserica Saint-Sulpice din Paris. Vă interesați și dați ușor de mine. În clipa când vreau să mă întâlnesc într-o relație cu cineva, începe să se exprime persoana. E, gândiți-vă că lucrul acesta se întâmplă de când suntem mici, de când am căpătat conștiința propriei noastre identități. Eu cel puțin când eram mic am niște amintiri de când eram foarte mic, alții se pare că nu le au chiar de la vârstele astea. Eu, de exemplu, știu sigur că eram atunci când nu puteam merge în pat. Eram pus în pat un bătuțu de copil. Pe mama mea o simțeam ca acea prezență care se ocupă de mine. Nu era o prezență personală în sensul că aș fi putut eu să o definesc ca persoană, dar o simțeam prezența care se ocupă de mine. Și mi-amintesc odată, m-am zbătut foarte tare în pat, că știam că dacă mă dau peste cap în pat, acum mă dau peste cap, nu știu dacă reușeam real să mă dau peste cap în pat, dar eu în mișcările alea erau atât de tumultoase că eu aveam senzația că mă dau peste cap. În orice caz, că m-a agit foarte tare. Știam că dacă fac lucrul acesta, vine. Da? Cum nu mergeam la vremea respectivă, sigur aveam sub un an la vremea respectivă. Bun. Ce înseamnă asta? Că astea sunt cumva zorii simțirii personale. Și sigur că copilul resimte persoana mamei, tatălui, dar în special mama, ca pe ceva care îl învăluie, îi învăluie existența și dă răspuns la nevoile lui. Florin, nu e nimeni predestinat să-l vândă pe Hristos sau predestinat să se țină cu Hristos. Pentru că orice este predestinat înseamnă necesitate. Orice necesitate, am spus acum, nu e nici virtute, nici păcat. Deci nu există predestinare în evoluția oamenilor. Deci, Hristos îl acceptă în proximitatea lui pe cineva care, în preștiința sa, Hristos știa că îl va vinde. Preștiință diferit de predestinare. Dumnezeu știe până la capul veacurilor. Știe și dacă ne vom mântui. Știe dacă eu vă țin de vorbă acum și dacă mă voi mântui. Știa în clipa Hristos, în clipa când vorbea cu Petru, ce se va întâmpla până la capătul vieții lui. I-a și arătat de altfel cum va muri. Petru, de ce s-a întristat acolo? Ia să ne gândim. Poate că, știind că Hristos știe totul, da? Se întreba, nu cumva, așa cum el știa înainte și mi-a zis, se întâmplă lucrul respectiv. Și am spus, nu, nu s-ar putea întâmpla niciodată lucrul respectiv. Nu cumva din nou risc să mi se întâmple același lucru? Înțelegeți drama sau tragedia sau nu știu cum să spun, sau copleșirea pe care îl poate încerca pe un om în clipa când Hristos îi spune sau îi dă de înțeles că până la urmă poate nu o să aibă împărtășie de el în viața veșnică. Vă dați seama ce înseamnă dacă Sfântul Siloan Atonitul a dus lucrul acesta ca pe iadul cel mai de jos. Frica, teama, temerea, groaza că le ratezi pe Hristos. Groaza mai mare ca asta nu poate fi. Nu e groaza de diavol, că diavol, până la urmă, groaza de diavol e nimic în comparație cu groaza că ar fi putut să fie bine, într-un bine profund și strălucitor în veșnicie luminos și tu ai ratat lucrul acela pentru niște nimicuri, în fond. Da? Deci aici este miza noastră, relația asta cu Dumnezeu. Deci răspund, închei răspunsul, nu există predestinare, există preștiință a lui Dumnezeu. Și că păi chiar dacă Dumnezeu știe că nu mă mântuiesc, ce nădejde mai am? Păi eu am nădejde că în primul rând eu nu sunt la curent cu ce știe El. Da? Dacă ar fi să folosim logica un pic, Radu. Da? Și doi, Dumnezeu știe. Da? Știe. Știe de acum. Și cu toate acestea, este o mare taină ce se întâmplă cu fiecare om în parte. Pentru că Dumnezeu însuși ascultă pe om. Îi ascultă pe sfinți. Da? Se întâmplă lucrurile astea minunate că destinul umanității și al omului se schimbă în clipa când omul își dorește o participare activă și mai ales acolo intervin și oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Deci, am toată nădejdea pentru că Dumnezeu însuși îmi spune că singura abordare a lui este abordarea într-o nădejde, este o virtute teologală, cum spun unii care
fac teologie, da? Și am toată nădejdea pentru că știința lui Dumnezeu nu înseamnă și influențarea a ceea ce fac eu sau a posibilităților mele sau ceea ce vreau eu să se întâmple cu mine. Este taina lui Dumnezeu și taina propriei persoane. Dar în orice caz, Dumnezeu, am spune noi așa în termeni omenești, schimbă, economisește, plinește acolo unde există pocăința omului. Deci, lucrurile nu sunt fixate astfel încât implacabil mă așteaptă un destin care mă va lovi în cap, într-un fel sau altul, pozitiv sau negativ. Și totul se joacă acum și se construiește. Deci se întrerupe foarte des. Încercați să lansați de pe alt browser și verificați un pic conexiunea. S-ar putea să vedeți că eu am conexiunea foarte bună. Da? Mai încercați, nu vă stresați acum, că, dar s-ar putea să țină și de conexiune, depinde unde sunteți. Așa, revenind acum. Deci, individ și persoană sunt două realități distincte. Individul corespunde criteriului statistic. Noi toți oamenii suntem și indivizi, în sensul că suntem indivizi ai, să spunem, speciei umane. Putem fi cuantificați, numărați, abordați prin diverse criterii. În timp ce adevărata revelație a noastră este că fiecare dintre noi suntem o taină, o taină de prezență, de conștiință personală. Deci voința noastră poate schimba nemântuirea, posibilitatea cuiva din atotștiința lui Dumnezeu. Sigur că voința noastră poate să schimbe cursul istoriei pentru cineva. Vedem rugăciunile celor care se roagă pentru cei adormiți, de exemplu, și așa mai departe. Totul este posibil. Sigur că nu mă pricep să abordez realitățile astea, dar am ales așa să le spun așa cum le înțeleg eu, atât cât pot eu. Spun părinții că oamenii duhovnicești, sau în orice caz Dumnezeu întâi de toate, navighează în timp și în spațiu, în timp ca și în spațiu, dacă pot să spun. Adică există o navigare și o abordare a timpului foarte diferită de linearitatea noastră temporală, așa cum noi imaginăm noi. Dumnezeu are niște posibilități de a aborda timpul foarte diferite și prin el și oamenii duhovnicești. Mântuitorul știa la fel că Petru va vinde și cu toate astea l-a reinstaurat în apostolat și a dat ocazia să se pocăiască, să-și mărturisească credința. Sigur, știa, dar știa și de întoarcerea lui. Pe când la Iuda știa și de neîntoarcerea lui. Știa unde își va pune el pocăința. O definiție clarificare ne cere Michel a Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și mai exact a Sfântului Duh. Dumnezeu este Creatorul, dar Duhul, în icoane, Duhul e reprezentat printr-un în colombofil nu e, un colomb, adică cum se cheamă, un porumbel. Să nu vă cere scuze apropo de copilărești ideile, da? Am participat odată aici la Limur cu o întâlnire cu părinte Rafael Noica. Și eram o mână de oameni acolo și erau și niște copii, o familie foarte evlavioasă cu niște copii și un copil pune o întrebare, părinte Rafael, și noi, eu, nu noi, eu, am zâmbit așa în sinea mea și am spus, o, acum uite și copilul ăsta pune o întrebare. Când l-am ascultat pe părinte Rafael cum poate să răspundă la întrebarea aia, întrebarea aia a fost extraordinar de edificatoare pentru mine. Le-am zis, avea tot sensul să se pună întrebarea aia pentru că răspunsul a fost fulminant. A înțeles și copilul, în nivelul lui și în ceea ce simțea el, a înțeles și adultul în ceea ce simțea el și avea nevoie el. Nu am nici pe departe pretenția că pot să merg pe linia aceasta neapărat, dar vreau să spun că pot să fie cât de simple întrebările, cumva e loc de răspuns pentru fiecare în parte. Deci, sigur, nu e tema noastră directă, dar hai să atingem un pic cu cuvântul. Vedeți, a treia idee de bază este că dacă vorbim de realitate personală la om, este încă întâi de toate realitatea asta personală s-a exprimat în sânul Dumnezeirii. Adică noi vorbim de Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Deci cei trei sunt trei realități personale, trei persoane care coexistă fiind unul Dumnezeu și care se iubesc din veșnicie. De altfel, motivul pentru care singura religie este religia iubirii prin excelență este că Dumnezeu trăiește realitatea iubirii în sânul Dumnezeu, în interior, deci este un Dumnezeu care nu are nevoie de cineva din exterior ca să iubească, pentru că chiar dacă nu exista nimeni
în exteriorul lui, înainte de toată creația, el era iubire. Asta e diferență fundamentală față de orice altă religie. Deci în clipa când alte religii vin și îmi spun, dar și religia noastră e religia iubirii. Da, Dumnezeu vostru unic a avut nevoie să creeze pe cineva ca să iubească. Înseamnă că din veșnicie nu iubea. Un Dumnezeu care nu iubește din veșnicie și a învățat pe parcurs cam ce fel de Dumnezeu e acela. Nu cumva e un pic de idol așa creat după capul meu. Bun, revenind acum, există trei persoane, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Scriptura ne dă caracteristici fundamentale, dacă pot să spun, pentru fiecare din persoane. De exemplu, spune așa despre Duhul Sfânt. Nu o să intru în amănunt, dar hai să-ți facem o dată o întâlnire numai despre Duhul Sfânt. Nu prea sunt în stare, înțelegeți că lucrurile sunt foarte fine să vorbești despre Duhul Sfânt, dar aș lua de la teologii aceștia contemporani, Părintele Boris Bobrinscu și alții, și aș vorbi despre persoana Duhului. Să vedem un pic, să înțelegem, pentru că sunt totuși foarte puțin cunoscute și foarte vagi, până la urmă, noțiunile. Ce face Tatăl și numai Tatăl, să spunem? Ce face Fiul și numai Fiul? Ce face Duhul Sfânt și numai Duhul? Dat fiind faptul că ei cumva sunt împreună în toate lucrările. Dar există o specificitate. Haideți să vă dau niște specificități la Duhul Sfânt. Spune așa Mântuitorul. Deci, specificitățile astea vin în relație cu noi, de exemplu. Le putem intui, le putem sorta. De exemplu, spune, nu vă îngrijorați, pentru că Duhul Sfânt vă va aduce aminte toate câte v-am spus vouă. Da? Este o lucrare a Duhului Sfânt, prin excelent. Radu, din veșnicie mi se pare o exprimare ambiguă, puțin vagă. Puteți explica puțin? Păi, da, numai să nu mă uit întrebarea cealaltă, că acum deschidem paranteză în paranteză. Percepția noastră asupra timpului e asta. Vine de la minus infinit și se duce la plus infinit. O percepție oarecum matematică. Da? Când vorbim de patru dimensiuni, vorbim de trei dimensiuni spațiale și de timp, de exemplu. Da? Deci un film este în spațiu și se atașează dimensiunea timp. Einstein vorbește de continuum spațiu-temporal, adică timpul și spațiul, pentru prima oară în istorie, din punct de vedere fizic, sunt interrelaționate, astfel încât una ajută la transformarea celorlalte. Adică dacă spațiul e curbat în preajma corpurilor cerești, timpul funcționează diferit. Da? Asta este o abordare științifică. Din Geneză vedem că Hristos sau Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, dar sunt atent la Hristos, la, deopotrivă, la persoana Fiului Dumnezeu întrupat, Dumnezeu creează timpul și spațiul în același timp. Adică nu apare timpul fără spațiu sau spațiu fără timp. Deci, Einstein e foarte interesant pentru noi când pune problema relaționării acestea. Da? Pentru că cumva ne confirmă niște intuiții. Arhimandritul Sofronie, zâmbind așa, spune că veșnicia este doar o clipă. Foarte scurtă. Dar o clipă care nu se termină niciodată. Deci, vedeți, o clipă, infinitul punctual, care nu se termină niciodată. Nu spun linie. Ceva care ești și nu se termină. Deci, cuvântul veșnicie pentru noi ar reprezenta, de exemplu, că Dumnezeu există din veșnicie de la minus infinit și se duce în veșnicie la plus infinit. Asta e gândirea noastră. De ce? Pentru că noi suntem limitați. Noi, dacă vrei să iei un om, trăiește în 2017, de exemplu, și ajunge în 2028, de exemplu, să plece la Domnul. Am dat un exemplu oarecare, poate că nu privește pe nimeni de aici, vedeți? Și ăla e un interval în care am trăit. Dumnezeu nu are de-a face cu intervalele acestea. Intervalul în care Dumnezeu a trăit în lume este intervalul ăsta 0, 0 până la 33 de ani. Da? Hristos. Și după care iese din istorie, din istoria aceasta a succesiunilor de momente de timp, dar fiind cu noi deopotrivă în istorie, traversând istoria, dar altfel, în alt mod. Da? Deci când vorbim noi veșnicie, când spunem Radu veșnicie, noi ne gândim așa în capul nostru, sau cel puțin eu o fac, că vine de la minus infinit și pleacă de la plus infinit. Deci la plus infinit. Dar în mod normal ar trebui să ignorăm scala asta, să știm că Dumnezeu este oricând și pretutinde. Și n-am mai avea nevoie de succesiunea aceasta, de
logica aceasta analogică, dacă pot să spun. Dumnezeu este în fiecare secundă și în fiecare moment. Și atunci veșnicie pentru noi privește nelimitarea temporală, dincolo de curgerea aceasta. E, asta este o imagine cumva matematică pe care ne-o facem, dar cred că Dumnezeu, adică oamenii care l-au trăit pe Dumnezeu și au simțit curgerea timpului altfel, împropriindu-și, dacă pot să spun, ceva din simțirea veșniciei, prin simțirea lor, cu siguranță au o altă percepție decât ceea ce încearcă să producă un model, să spunem, intelectual, mintea mea. Iisus îi spunea femeii cananice că îi va da apa vie. La ce se referea? La faptul că devine sursa vieții ei. Adică apa, noi avem nevoie de apă, fără apă nu trăim, murim. Dar apa vie este apa aceea care dă viața veșnică. Leonard nu are legătură cu ce discutăm noi aici, da? Cred că e catolic, e păcat, dar o copor. Purtați-o liniștit, dar purtați-o în fel ortodox, adică fiți ortodox. Anca, exact, prezentul continuu. Deci prezentul așa, prezentul fără limitări, prezentul în care nu avem trecut și viitor, adică e un prezent de o actualitate care nu mai îngăduie proiecția în trecut sau în viitor. Ești cu Dumnezeu. Așa. Revenind acum, vorbeam de persoanele Sfintei Treimi. Deci, Sfânta Treime, prin excelență, este laboratorul prin care noi încercăm să înțelegem ceva în această viață despre ceea ce înseamnă persoană. Adică trebuie să avem în vedere modul în care, de exemplu, Hristos, persoană dumnezeiască și persoană omenească deopotrivă, se exprimă oamenilor. Dimensiunea aceasta personală face marea diferență între animal și om. Da? Deși sunt unii care spun, de exemplu, Panayotis Nelas, omul animal îndumnezeit. Există o dimensiune din aceasta de animal în noi, adică într-un fel, cumva, avem această parte de animalitate. Și Părinte Rafael Noica vorbește de asta. E foarte interesant că distinția fundamentală între om și animal este tocmai chipul acela pe care l-a pus Dumnezeu, nu în orice animal, ci doar în om. Care face că, Dumnezeu spune, că l-a făcut pe om foarte bine, că toate erau, adică că e bun foarte. Acel foarte față de restul creației arată o calitate în plus la om. Dar atenție, că atunci când Dumnezeu suflă suflare de viață, și aici citiți că e foarte tainic și rămâne tainic pentru mine, foarte interesant acolo la dialogul cu ucenicul Motovilov al Sfântului Serafim de Sarov, că el spune, uite, oamenii cred că Dumnezeu a făcut așa pe om ca ceva mort, și apoi a suflat asupra lui și a înviat. Și spune, nu așa. Adică suflarea aia de viață nu e ca a început din momentul respectiv să trăiască și până atunci nu trăia. Foarte interesant. Dar foarte tainic. Nu prea știm să purtăm realitățile astea. Da? Ci suflarea de viață este capacitatea omului de a se îndumnezei, adică de a primi din partea lui Dumnezeu, prin relaționalul acesta cu Dumnezeu, cele pe care Dumnezeu le trăiește, lucru care nu le privește pe animale. Adică animalele, când trec dincolo, s-au dus în neființă. Pe când omul, când s-a dus dincolo, s-a dus în mai multa ființă. Măsura în care se împărtășește cel de Dumnezeu, sursa de apă vie, izvorul vieții, care îl face să meargă tot mai mult către plinătatea ființării. Deci, vedeți, omul nu este condamnat, dacă pot să spun, la plinătatea ființării. El se poate duce și sub inspirația demonică în partea cealaltă, adică la puținătatea ființării, adică la o josnicie, dacă pot să spun, o îngrădire, o deturnare, o barbarizare, dacă pot să spun, a modului personal de a fi, astfel încât de la plinătatea pe care ar fi putut să o guste, el își îngustează posibilitățile de exprimare a propriei persoane și devine un unilateral, dacă pot să spun, căruia însă nu-i se ia darul relației cu Dumnezeu, dar se îngustează, se pervertește atât de tare încât el nu e exploatat, el cumva este amorțit și se pierde. Cu tot dragul, Ela, salutării Părintelui Olimpiu, l-aș vrea să-l văd că mi-e foarte dor de el și foarte drag
Și cred că nu mi-a mai răspuns la ultimele mesaje sau la ultimul, deci m-aș bucura să-l întâlnim aici. Da? Deci tot dragostea îi transmiteți. Animale nu au rațiune, dar simțurile lor sunt mai dezvoltate ca ale noastre. Felicia, animalele au rațiune. Elefantul este foarte rațional. Are un creier extraordinar. Sunt animale care... De altfel, uitați-vă pe internet că veți vedea maimuțe în stare să facă niște lucruri. Am văzut și un elefant care era în stare să deseneze mai bine ca mine un elefant. Deci elefantul se desena pe el cu o pensulă și așa mai departe. Animalele au rațiune. Și părinte Rafael Noica, asta m-a odihnit foarte mult, adică mi-a dezlușit acest sens și el spune la rândul lui că pentru rugăciunea duhovnicului și el a pătruns lucrul acesta. Diferența între noi și animale nu este că noi avem rațiune și ele nu. Că ne-ar face un fel de animal un pic mai special. Nu. Este faptul că avem acest chip al lui Dumnezeu. Adică rațiunea, sigur că avem mai multă rațiune și un alt fel de rațiune decât au animalele, dar rațiunea noastră este folositoare pentru că concură în întregul edificiu uman spre a-L câștiga pe Dumnezeu și a ne transforma până a căpăta proprietăți dumnezeiești, astfel încât devenim Dumnezeu de mic după har, adică ne împărtășim din viața lui Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Vă referiți la conștiința de sine. Păi, conștiința, în primul rând, e conștiința de sine. Deci, conștiința posibilităților ei. Părinte Dimitrie, citesc acum, doar să aveți un pic răbdare. Oleo, e prea lung mesajul, nu știu dacă îl parcurg așa. Vedeți, sunt cuvinte care au fost adresate, chiar un cuvânt pe Facebook pe care l-am văzut, care făcea diferența între a fi prietenul lui Hristos și cei care trec așa cumva, trec examenul, sunt și ei acolo, dar cumva nu au aceeași participare la Dumnezeu. Deci eu cred că, apropo de persoană, că aici se deschide discuția, câți oameni, atâtea mântuiri, atâtea moduri de a trăi mântuirea. Atâtea mântuiri diferite. Asta o spune Părinte Rafael, dar sigur că o simțim fiecare dintre noi. Adică fiecare om este o realitate unică și irepetabilă în toată istoria mântuirii. Deci când un om se mântuiește, omul ăla capătă asemănarea cu Dumnezeu într-un chip care îl face unic și irepetabil și inedit și își, dacă pot să spun, își exprimă la maxim, n-aș spune numai personalitatea, unicitatea, dacă pot să spun. Deci, știm sigur că mântuirea trece prin exercițiul propriei libertăți. Adică Dumnezeu îi cheamă pe toți, însă nu este sigur că toți vor reuși, în final, prin activarea tot ceea ce fac ei în această viață, să fie real asemănător cu Dumnezeu. Unii vor fi mai asemănători sau foarte asemănători, vor fi casnicii lui, prietenului și așa mai departe, și alții poate vor fi mai îndepărtați, dar poate că au luat examen. Și alții care suferă în iad și care îi scot rugăciunile altora sunt cei care nu și-au făcut lecțiile, dar cumva rămâne încă deschiderea și posibilitatea. Cum sunt alții care tind, care refuzul respectiv să se înveșnicească? Oricine crede în el, numai că exercițiul acesta al libertății este ceva absolut uimitor. Adică noi vedem în lumea aceasta cât de diferit asumă oamenii cu libertatea lor viața și urmarea lui Hristos. Deci, pentru mine, efectiv, rămâne o taină întâlnirea cu omul. Și vedeți că Hristos însuși abordează întâlnirea cu fiecare om în parte cu, aș spune, maximă seriozitate, pentru că cât e el de Dumnezeu, nu forțează cu o cutime pe cineva ca să îl convingă și cumva să-l atragă și așa mai departe. Îi pune în lucrare propriul său exercițiu și propriul discernământ. Radu, îi se pare trist că animalele nu ajung cu noi în rai, ci în neființă. Poate că e trist. Nu știu acum lucrarea lui Dumnezeu ce are de gând să facă cu acest lucru, dar este ceea ce deslușim noi. Însă, atenție, oamenii care în loc să crească un copil,
se investesc în animăluțul lor. Pentru că e o mare diferență să crești pe cineva pentru veșnicie sau să crești un animăluț din acesta care îți populează viața vreo 10-15 ani și apoi se pierde. Leonard, asta chiar am tâlcuit data trecută, să vă uitați la înregistrarea de data trecută. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, scrie acolo. Revenind acum, merg spre o încheiere cumva și dacă mai sunt întrebări, nu ezitați să le puneți. Și să partajați, dacă mai sunt alții, să distribuiți. Simțirea aceasta lui Dumnezeu și simțirea om cu om trece prin taina întâlnirii personale. Noi trebuie să avem grijă în lăuntrul nostru să fim cu atâta delicatețe și cu atâta responsabilitate, că atunci când vedem pe un om lângă noi, să ne dăm seama că el nu poate să facă parte din decorul acestei vieți în ceea ce mă privește, adică eu sunt personajul principal. Lumea este decorul. Și eu cumva îmi duc existența și ceilalți sunt periferici pe lângă mine pentru că eu sunt cumva buricul pământului, ci în conștiința faptului că fiecare este un eu în jurul căruia s-ar putea centra cumva și se centrează prin dragoste, atenția lui Dumnezeu, Dumnezeu, de fapt, se ocupă de fiecare ca de copilul lui pe care îl iubește. Și toți cumva sunt infinit importanți, că sunt unii care, după criterii omenești, sunt mai puțin importanți și alții sunt VIP-uri. Vedem că Hristos, în clipa când aborda relația cu cei din jurul lui, dialogul pe care îl avea cu fiecare dintre ei era un dialog în adevăr, viu, întâlnire adâncă, profundă, cu fiecare în parte, care nu lăsa pe niciun om neschimbat. Cumva, dacă vrem să mergem spre o viață duhovnicească, aș spune că este obligatoriu să conștientizăm faptul că aproapele meu este persoana, conștiința care îmi bate la ușă, care mă interpelează despre cum sunt eu, pentru că el este un eu în altă desfășurare de acțiune, da? Și că dacă vreau să mă îmbogățesc în această viață, trebuie să iau aminte la aproapele meu, la cine e el. Și vedeți, toată teologia aceasta a părinților, aș spune că este personalist, adică nu poți, adică nu poate exista ceva în viața bisericii care să fie guvernat de impersonal. De exemplu, ni se întâmplă la servici. Da, colegii mei și așa mai departe, eu mă concentrez pe mine, pe cariera mea și așa mai departe. A apărut impersonalul. Ei fac parte cumva din elementele de decor ale vieții mele. S-a terminat. Am ratat cumva oamenii. Am citit că de dragul unui om care se mântuiește, se va face să trăiască acel animal care l-a însoțit în viață. N-am citit încă ieri, nu știu. Nu știu, așa că nu știu. Unde se duc oamenii care mor din cauza că au luat bătaie și ce se întâmplă cu acei oameni care îi bat și omoară? Am auzit idei cum că dacă ai omorât pe cineva, preiei păcatele lui și așa mai departe. Nu, n-am întâlnit nicăieri cuvintele acestea care să ne conforteze în această înțelegere. Dumnezeu ne-a stat din ne-a creat pe toți cu șanse de mântuire. Cu toată șansa, bineînțeles. Din oficiu, adică avem kitul de instalare, toți, avem în această viață, vreau să spun, toți avem posibilitatea de mântuire. Cine intră în rai sau cine intră în iad, da, este prin propria sa participare. Voința noastră e crucială, cuvântul crucial e foarte bun, Radu, da, că e crucial, e și cruciform, da, e crucial. La Iași, la Iași. Da, haideți să vă spun ceva. Eu când lansez câte ceva la Iași, nu știu dacă număr 10, 15, 20 de persoane la lansare, da? Deci trebuie să mai crească dorul și la alții, astfel încât când mai mișc ceva pe acolo să ne întâlnim mai numeroși. Și sigur că e o bucurie acum să mă întâlnesc cu fiecare în parte, mai ales în ceea ce sunt chemat acolo pentru ce vin, în special pentru întâlnirea cu cei care vor deveni ceva în viața bisericii. Dar pur și simplu eu zic să ne bucurăm și să profităm ori de acolo, ori de aici, e folos în toate. Sfântul Vasile cel Mare aduce argumente din Scriptură că animalele nu vor învia la a doua venire a lui Hristos. Foarte inedit, nu știam. Sfântul Luca al Crimei aduce argumente din Scriptură cum că și animalele vor învia. Toată făptura suspină după desăvârșire. Ce facem când citim păreri diferite la Sfinții Părinți? N-aș ști să răspund. N-aș ști să răspund de ce? Pentru că
printr-o funcționare proprie, nu pot aduce ceva ca și descoperirile lăuntrică, în sensul că să spun, Harul lui Dumnezeu mi-a descoperit și atunci undeva am o certificare lăuntrică. Însă tind să cred, prin exercițiul propriei alcătuiri, că e o mare diferență între animale și oameni. Sigur că Dumnezeu are posibilități nebănuite până la urmă să înveșnicească, dar înveșnicirea eu o văd prin asumarea personală, prin voința mea liberă, liberă, da? A ceea ce Dumnezeu îmi pune la dispoziție, astfel încât El să fie izvorul care curge în mine. Lucru care nu se găsește în animal. Pentru că animalul nu poate asuma cu această voință pe Dumnezeu. Sigur, el are o slăvire a lui Dumnezeu, se pare că sfinții spun acest lucru, sunt Paisia Ghioritu și așa mai departe, că animalele slăvesc pe Dumnezeu și așa mai departe. Da? Dar eu cred că e o altfel de simțire. Dar ca să te înveșnicești, ca să te duci la sfințenie, ca să fii acea făptură care este un mic Dumnezeu, că animalele nu devin Dumnezei. N-am primit, sau cel puțin n-am întâlnit în teologia noastră, acest fel de mărturie din partea Sfinților Părinți. Că asta înseamnă mântuire, până la urmă, îndumnezeirea omului. Și aș zice că acest lucru este apanajul omului prin simplu fapt că purtând acest chip are posibilitatea daului personal prin structura lui de conștiință, făcută după chipul lui Dumnezeu. Acest chip îi permite și suflarea de viață. Nu toată făptura a primit suflarea asta de viață a Duhului Sfânt care permite îndumnezeirea. În sensul ăsta văd eu cel puțin lucrurile. Nu știu ce facem când citim păreri diferite de la Sfinții Părinți, mai citim și pe alți părinți și încercăm să întrebăm și pe alții mai încercați, astfel încât să ne fundamentăm și mai tare. E fumat un păcat, îmi puteți da o explicație mai concretă? Sfântul Siluan Atonitul a fost întrebat odată într-un tren de cineva dacă fumat e un păcat. Și el a spus așa, acel lucru la care te raportezi în felul următor. Poți înainte, în timpul și după să fii în harul lui Dumnezeu în rugăciune, făcând lucrul respectiv, poți să-l ții. Da? Deci dacă înainte să fumăm, în timpul fumatului și după fumat, suntem prin exercițiul rugăciunii noastre lăuntrice, simțim că suntem în harul lui Dumnezeu, putem păstra fumatul. Dacă sunt invitat la ITO, nu, nu. M-am invitat așa eu un pic printr-o anumită acțiune, dar nu, nu sunt invitat în sensul că să fiu prezent. Nu. Și mai ce m-a fumat ăsta, v-am spus data trecută cu Maica Siluana, cu acea persoană care îi spunea, a, deci dacă fumez, nu mă primești Dumnezeu în rai. Și Maica Siluana îi răspunse, ba da, sigur că te primește. Dar gândește-te un pic, tu cât reziști fără fumat acolo în rai. Da? Deci aici este problema. Adică acolo se înțelege bine că îl lăsa să fumeze aici pe pământ. Problema era că în rai nu se fumează, da? În sensul că nu există modul pătimaș de a te purta. Și atunci omul respectiv, stăpânit de patimă, nu ar fi rezistat nepătimaș acolo, în sensul ăsta. Momente când trebuie să luăm decizii importante în viața noastră. Decizia noastră poate fi în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Cel mai bine să vă sfătuiți să vă întrebați duhovnicul, să cereți cuvânt, ca măcar să vă limpezească gândurile, pentru că duhovnicul deseori are această capacitate de a cristaliza în noi propria noastră simțire. Să vorbim despre mântuire exclusiv. Pe poate încercăm. Așa, cred că am răspuns. Acum, ca să batem spre o încheiere, că batem așa spre o oră, eu în seara asta știți ce m-a animat să vă vorbesc? Simt că omul este atât de prețios, așa cum e el, încât e o barbarie să nu te întâlnești cu el și să-l lași să se exprime, să vorbească sau să tacă în prezența ta, sau să-l observi, sau să-l lași să se exprime așa cum știe el să exprime. Poate că el nu e un om evoluat duhovnicește, poate că nu are reperele duhovniciei chiar. Poate încă nu a, nu s-a, n-a, n-a ieșit, să spunem, din nouul lui, dacă pot să spun așa. Și cu toate acestea, el poartă în el ceva infinit prețios, care, dacă am avea ochii duhovnicești să putem simți bogăția aceea, măcar în potențialitate, poate că l-am ajutat pe el să descopere ceva din taina viețuirii în această lume. Pentru că taina viețuirii în această lume este descoperi chipul acesta uimitor, în care suntem structurați astfel încât
Am putea cuprinde, cum spun Sfinții Părinți, în noi cosmosul întreg. Putem iubi, inima noastră poate dilata în a primi 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 1 milion sau nu știu câți. Atât i-am putea iubi. Dilatarea asta fără limite este uimitoare pentru noi, pentru că difere de capacitățile fizice. Dar dacă doar omul e chipul lui Dumnezeu și nici îngerii și nici animale, ce doar animale se pot desființa, iar îngerii nu? Păi îngerii nu sunt în lumea aceasta. Da? E așa spune acum Mântuitorul că vom fi în lumea viitoare precum îngerii și deci nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită. Deci îngerii sunt niște făpturi spirituale, cum spunem noi, care aparțin lumii acolo unde sunt ele, care nu ies din lumea respectivă, dar intervin în lumea noastră, pentru că în lumea noastră, de fapt, noi suntem cu un picior prin mijloacele duhovnicești și în lumea nevăzută. Și avem interferență cu lumea respectivă. Îngerii, spre deosebire, asta am auzit direct, să știți, cuvântul de la Părintele Iosif Vatopedinu, cel care ați văzut cu surâsul acela după moarte. Da? Deci am beneficiat de binecuvântarea lui odată, l-am întâlnit în mănăstirea Vatopedu și am participat prin îngăduința părintelui Stares la Sinaxa de acolo și auzeam traducându-se, dar în timp real, deci l-am auzit. Și spune, atenție, nici îngerilor n-a spus ceea ce le aparține oamenilor, că omul este fiu al lui Dumnezeu. Spunea de îngeri că sunt duhuri slujitoare. Doar animale se pot desființa și îngerii nu. Păi îngerii au inventat ei autodesființarea. De îndată ce se duc în the dark side, este desființarea. Da, este o desființare, este o descompunere. Dar descompunerea aceea nu poate fi totală, adică ei nu și-au darul vieții. Pentru că ei l-au pe acesta. Și atunci ei continuă, imaginați ca în spațiu cosmic, care se duce cineva cu inerție așa, ai lansat un obiect în spațiu cosmic, a luat-o în direcția greșită. Mi-amintesc totdeauna, era exemplul ăsta la fizică, cu cineva care face o mișcare greșită, se depărtează de nava lui și se duce în continuare în spațiu cosmic și acolo, noroc, era o ladă cu scule care aruncă direcția opusă și atunci poate să se ducă spre navă. Dacă nu are lada asta cu scule, adică dacă este un om care s-a dus către descompunere, el se duce la infinit către descompunere. Și asta este invenția, între ghilimele, a diavolului, autodeificarea, care de fapt înseamnă infinita descompunere. Zilele îngerului căzut sunt numărate în ceea ce privește succesul lui asupra oamenilor, în sensul că Maica Domnului a frânt puterea diavolului prin întruparea lui Hristos. Deci, în sensul ăsta, adică realitatea este antropomorfică, se referea la ce se întâmplă cu oamenii. Lipsa Dorinel. Hristos coboară în chip nevăzut la Sfânta Liturghie. Nu, Leturghie, Liturghie. Iertați-mă, nu vreau să supăr pe nimeni, dar vă rog din suflet pe forumul acesta, da, pe grupul nostru, să scriem corect românește. Da? Vă rog, am mai avut polemică cu cineva care în sfârșit ține cu tot din adinsul să dea sfaturi și așa mai departe, dar era atât de certată persoana cu gramatica, nu mai spun că era și într-o abordare așa un pic obraznică, încât mi-am permis luxul acesta să atrag atenția și să nu primesc orice fel de abordare. Dar nu e vorba aici de abordare nepoliticoasă, Dorinel, ci spun pur și simplu că ar fi bine scris cu litere normale, da? Fără scris totul mare așa. Sfânta Liturghie, Leturghie, că nu suntem în letargie, este Sfânta Liturghie. Două exclamări și patru semne de întrebare, e prea mult, puneți un singur semn de întrebare și am înțeles, da? E prezent la liturghie. Adică când aveți trupul și sângele lui Hristos, acolo e Hristos însuși prezent. Când îl aveți în dumneavoastră, că v-ați împărtășit cu el, la modul concret a intrat trupește în dumneavoastră. Dar îngerii ontologic vorbind, după chipul cui sunt făcuți? Păi noi nu avem această mărturie că îngerii sunt făcuți după chipul cuiva. Da? Deci nu am primit scripturistic. Nu știu ce să răspund pentru că nu avem. Sunt duhuri slujitoare. Dacă îngerul nu poate muri, ce vină are animalul să moară? Nici noi nu avem nicio vină că nu înțelegem exact de ce Dumnezeu a făcut așa și nu altfel până la urmă, da? Îngerul rău nu poate muri din simplu motiv că îngerul rău sau îngerul bun până la urmă este un duh care nu are aspectul acesta muritor al existenței noastre indus de păcat, că nu era moartea până când să nu intre păcatul în lume, da? Animalul de ce moare este că pur și simplu Dumnezeu a creat lucrul acesta ca
plantele, întâi de toate, și animale, să aibă o existență limitată. De ce a făcut lucrul respectiv? Poate că s-a exersat, poate în a oferi omului un cadru de viață care se reînnoiește continuu. Nu știu. Sunt lucruri oricum misterioase pentru noi și care ne scapă, dar extraordinar să ne punem întrebarea. Dacă am citit ceva despre teoria stringurilor, câte ceva, foarte puțin, nu mă pricep. Cine e mai mare, omul sau îngerul? Omul ca fiul al lui Dumnezeu sau îngerul ca și creatură cerească? Că dacă omul devine Dumnezeu, e foarte special cu omul. Eu nu știu dacă la Dumnezeu însă apar criteriile acestea de mai mare, mai mic, adică cine e mai șmecher și cine e mai puțin. Uitați-vă la Maica Domnului, ceea ce este mai cinstită heruvim și mai slăvită fără de asemănare de serafimii. Cine e mai mare? Maica Domnului sau îngerii? Și în același timp, oare toți oamenii au dimensiunea Maicii Domnului? Deci, vedeți, în funcție de cum crește, duhovnicește omul, este mai mare decât îngerii sau mai mic decât îngerii. Părinte, am prieteni care sunt ateiști, vorbesc într-un mod urât față de Dumnezeu. Ăsta e primul semn că cumva omul nu e împlinit. Vedeți, apropo de taina persoană, da? Păi omul, în funcție de frumusețea sa lăuntrică, se exprimă și în exterior. Deci eu când întâlnesc oameni care sunt dizarmonici așa, întâi de toate, cumva resimt durerea că omul ăla nu s-a angajat pe calea în care s-ar putea împlini. Deci, ca să fiu cu inima în păcat, eu le dau mărturie despre viața pe care o cunosc, despre frumusețile de care știu, de care m-am împărtășit, despre ceea ce simt că sunt valorile căii mele și ei vor alege între urâțenia a ceea ce trăiesc ei, dacă vor să fie urâți, și frumusețea a ceea ce aud că s-ar putea trăi. Radul, citești pe Părintele Visarion Alexa? Lasă-l pe el să vină să spună. Își pierd capacitatea de slăvire a lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar avea nevoie de osanalele noastre, ci își pierde, de fapt, capacitatea de a se împărtăși din slava lui Dumnezeu. Rozalia, Dumnezeu să o ajute pe mama noastră și nu e nicio întârziere, fiecare intră când poate. Din asta, capacitatea de slăvire îmi scapă, da? Dar slăvire pentru mine nu este că ridicăm osanale. Slăvire pentru mine e participare la slava lui Dumnezeu. De ce legea nouă a fost adoptată acum 2017 ani și nu de la izgonirea lui Adam din Rai? Încerc să înțeleg acest lucru, însă mă depășește. Ce înseamnă legea nouă? În primul rând, noi nu vorbim de lege, nu știu dacă înțelegem bine. Pentru că așa spune acolo, că a venit harul, că nu mai suntem în lege, ci în har. Deci care e legea asta cea nouă în clipa când omul este chemat să aibă simțirea harului? Că spune, când începem proscomidia, ați văzut că spunem că Dumnezeu ne-a izbăvit din blestemul legii. Deci legea așa cum s-a dat în Vechiul Testament era cale sigură ca omul să se ducă în direcția lui Dumnezeu. Dar oamenii nu reușeau să devină duhovnicești prin această lege. Pentru că litera ucide, iar Duhul dă viață. Aflăm în Noul Testament. Da? Deci, în clipa când vorbim de Vechiul Testament și de Noul Testament, de fapt, cum spuneam și altă dată, îmi cer iertare dacă mă repet, vorbeam de vechiul legământ între Dumnezeu și om, cam așa suna legământul. Dumnezeu îi spune omului, dacă ești cu minte, eu sunt cu tine. Și omul îi spune, Doamne, sunt cu tine. Și ăsta este vechiul legământ. Noi asta simbolizăm și prin acestea, vedeți? Alliance în franceză. Alianță, veche alianță, așa și spunem când citim în franceză. Veche alianță. Ăsta e semnul alianței, semnul vizibil al alianței. Și acesta este semnul vizibil a ceea ce s-a întâmplat între Dumnezeu și umanitate. Că Dumnezeu, dacă pot să spun, s-a unit cu umanitatea. Deci avem de-a face cu vechiul legământ între Dumnezeu și oameni, adică dacă tu mi-ești credincios, omule, eu sunt credincios ție, și dacă nu mă trădezi și nu desfrânezi, adică nu te unești, nu curvești, dacă vrei, cu idoli care sunt făpturi demonice, pentru că unirea aia este precum părăsirea unirii conjugale între el și ea, curați unul față de celălalt. Da? Deci, aia este vechea alianță, vechiul legământ. Și noul legământ este prin venirea lui Hristos care pecetluiește, dacă pot spune o dată pentru totdeauna, prin sângele său și prin prezența lui personală, trupească, angajamentul lui Dumnezeu, că dacă eu sunt cu voi, voi sunteți cu mine.
Da? E, și atunci, cum putea să fie de la început nou legământ din moment ce Hristos încă nu se întrupase? Din momentul nou în care, după ce a fost o pregătire a umanității prin vechiul legământ, în sfârșit Hristos vine la plinirea vremii, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Deci nici îngerii nu știau când va intra Dumnezeu în istorie. Da? Atunci a început să se întâmple. Deci izgonirea lui Adam din rai este începutul unui mod de funcționare în care omul poartă consecințele propriei sale proaste alegeri. Și Dumnezeu nu-l putea lua dintr-o dată, să-l scoată de acolo, ci a mușcat păcatul și s-a instalat, dacă pot să spun, temeinic chiar în natura omului, până când a venit cineva care s-a născut, cum s-a născut, cum e Hristos, și care a început să lucreze din interiorul sistemului, intrând în moarte cu buldozerul, cu moartea pe moarte călcând. Da? Părintele Dimitrie, până la căderea omului, animalul nu murea. Ei, asta nu știu, nu sunt atât de sigur. Deci nu sunt atât de sigur. Sunt teologi care interpretează și spun că odată cu căderea omului, gata, s-a bulversat și așa mai departe. Ba chiar sunt unii, am auzit în Franța, năstrușnicii asta, că nu funcționa legea a doua a termodinamicii. Asta e chiar foarte penală, așa, pentru că legea a doua a termodinamicii face că, de exemplu, dacă spargi un pahar, deci ai un pahar aici, vedeți, și dau cu el de masă, dacă nu ar funcționa legea a doua a termodinamicii, ați putea vedea efectul invers, adică ca la în filmele alea când dai pe invers, adică din cioburi se recrează paharul. E, și practic aveam ideea asta că a intrat descompunerea în lume și acolo a început tendința asta de degradare, dacă pot să spun, adică toate merg spre o creștere a entropiei. E, dar problema nu se poate pune așa. Deci nu știm sigur că animalele nu mureau, că nu exista moartea animalelor. Nu știm, cel puțin eu nu. Puteți să interveniți de câte ori vreți, dar moartea animalului, de exemplu, adică nu e obligatoriu că interpretăm că animalele nu mureau. A, mulțumesc, Radu. Sfânta taina cununiei. Dacă nu ne-am căsătorit până la o vârstă de 38 de ani, avem cununii legate, este o vorbă din bătrân, ce rugăciuni ale SF sunt pentru căsătorie sau ce rugăciuni să facem, să spunem pentru căsătorie, să ne rugăm. Auziți asta cu cununiile legate și cu nu știu ce? Aveam și eu un val din acesta de tinere care vineau cu cununiile legate și așa mai departe, nu știu ce le băga în cap sau ce își băgau ele și așa mai departe. Eu cred că se poate întâmpla în viața asta că nu toată lumea își găsește partenerul acela care să fie propriul soț sau soție, dar asta nu înseamnă că sunt cununiile legate, adică nu trebuie să privesc tot timpul magic lucrul ăsta. Sigur că mă pot arunca la picioarele Maicii Domnului sau la Sfânta Xenia, de ce nu, specializată în astfel de operații duhovnicești, să îndrăznesc să descoper lucrul acesta. Doamne, ajută-mi să găsesc pe soțul meu, pe soția mea. Să îndrăznesc în felul acesta, dar nu că plecați cu mentalitatea asta, cu legat, cu sunt prigonit, sunt prins, nu știu ce. Asta e o mentalitate de sclav, care nu prea are de-a face cu viața duhovnicească. Sigur că harul era în Vechiul Testament, însă dacă citiți și Noul Testament, veți vedea distinția pe care o fac oamenii Noului Testament față de Vechiul Testament. Sigur că existau și profeții, dar, vă repet, slujind proscomidia, suntem în conștiința faptului că Vechiul Testament, din păcate, era o lege pe care oamenii nu o împlineau și ei se pierdeau. Da? Părintele Visarion tocmai a fost pomenit pe aici, a citat dintr-o emisiune și uite-l online împreună cu noi. Las acum pe Radu, care l-a citat, să-i explice de ce l-a citat. În orice caz, mergem mai departe. A, bătrâna de care aveți grijă, am înțeles, Rozalia. Înseamnă că sunteți în Italia, că acolo este în general această rânduială cu a avea grijă. Adrian, mulțumesc din partea părintelui Iulian. O metanie din asta, care o mișcăm la mână, da? Asta trebuie să-mi transmită ca să vină și mie gândul să o folosesc.
Nu știu dacă e legea entropiei a lui Boltzmann, nu știu dacă legea entropiei a lui Boltzmann, da? Dar în orice caz, așa cum, da, în orice caz, atenție, că acolo este vorba pentru sistemele termodinamice limitate. Universul nu este limitat. Deci, oricum, sunt niște aproximări pe care le facem în clipa când abordăm lucrurile așa, da? De-aia sunt niște imagini, până la urmă, intelectuale. În Germania, am înțeles, Rozalia. Bine, mergem spre o încheiere, dacă mai aveți întrebări. Dacă nu te mai este departe de a fi epuizat, eu v-am dat așa le bribe, cum spune francezul, adică așa lucrurile de bază, dar în același timp ele nu sunt spuse ca și cum ar fi numai lucrurile de bază, adică le-am spus de o manieră foarte personală, așa cum am eu o percepție absolut personală și m-am bucurat să o fac că m-ați ascultat, pentru că undeva cum să vorbești despre persoană dacă nu abordezi personal lucrurile, da? Deci nu puteam să abordez impersonal. Mă bucur pentru întâlnirea din seara aceasta. Rămâne tematica deschisă și eventual în viitor vom aborda un pic problematica aceasta taina persoanei, de exemplu la Callisto Swear, pentru că el aduce, bine, va fi cam greu să traduc din franceză pentru că e un limbaj foarte pretențios, dar voi încerca ca să vedeți un pic mărturia personală altora. Sfântul Nicolae, desigur, Diana, fără nicio problemă. La ce parohie slujesc, sunteți un spărgător, nu-i așa? Sper că nu de locuințe, da? Ci mai curând în mișcarea aia muzicală. Așa? Sfânta Parascheva, Sfânta Genoveva din Paris. Exista cineva din Vechiul Testament care s-a mântuit respectând legea? Păi uitați pe Muntele Tabor, pe cine vedem? Pe Moise și pe Ilie. Asta înseamnă că ei se împărtășesc din Dumnezeu, deși erau în Vechiul Testament, da? Deci sunt oameni uriași, dacă pot să spun, care s-au împărtășit din tainele și din simțirea lui Dumnezeu. Vedeți că i-a chemat la ceasul ăla de taină când s-a arătat slava lui Dumnezeu și oamenii ăia se împărtășesc și au parte în starea în care sunt acolo, neîmplinindu-se încă cele ale lui Hristos cu pătimirea și cu învierea și cu înălțarea și deja se împărtășesc din faptul că Hristos însuși le împărtășește din taina lui și contemplă slava lui. E extraordinar, e o mare taină acolo, vedeți? Deci, s-au mântuit, cu siguranță sunt în Dumnezeu la modul cel mai deplin, dar n-aș putea să vă dau garanția până Hristos nu s-a pogorât la iad, care era starea lor acolo unde erau. Iosif, în clipa când definim un pic ce înseamnă o persoană paralelă cu mine, dar să știți că dacă persoana e paralelă, așa, nu vă puteți intersecta, că știți, două paralele cam așa sunt. Vi le arăt ca să mă credeți pe cuvânt. Da, astea sunt două paralele. Aici, da? Deci două paralele nu se intersectează niciodată. Deci dacă chiar sunteți paralele, nu o să vă intersectați și nu e nicio problemă. Dacă însă există o posibilitate de intersectare, dar nu aveți aceleași preocupări, ar fi grozav ca preocupările mele să fie atât de vii, încât persoana respectivă să-i fie drag, persoanei respective să-i fie drag să se apropie de mine, pentru că ar vrea cumva, intuitiv, să guste ceva și din preocupările mele. Dar dacă întâlnirea merge în direcția răcirii preocupărilor mele, poate că e mai bine să nu vă întâlniți. Bine. Dumnezeu poate fi uimit de o persoană? Mântuitorul a fost uimit de credința unora? A fost. Deci, înseamnă că se poate. Doamne ajută tuturor, bucurie!